Capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Isus Hristos, cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem dacă păzim poruncile Lui. Cine zice Îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește Cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns de săvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Prea iubiților, nu vă scriu o poruncă nouă, ci o poruncă veche pe care ați avut-o de la început. Porunca aceasta veche este cuvântul pe care l-ați auzit. Totuși, vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la el, cât și cu privire la voi. Căci întunerecul se împrăștie și lumina adevărată și răsare chiar. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său, rămâne în lumină și în el nu este niciun prilej de potignire. Dar cine urăște pe fratele său, este în întuneric, umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Vă scriu copilașilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru numele lui. Vă scriu părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. Vă scriu tinerilor, fiindcă ați biruit pe cel rău. V-am scris copilașilor, fiindcă ați cunoscut pe tatăl. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau dintre ai noștri. Căci, dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi, ci au ieșit ca să se arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Dar voi ați primit ungerea din partea celui sfânt și știți orice lucru. V-am scris nu că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și știți că nicio minciună nu vine din adevăr. Cine este mincinosul dacă nu cel ce tăgăduiește că Isus este Cristosul? Acela este anticristul care tăgăduiește pe tatăl și pe fiul. Ori cine tăgăduiește pe fiul, n-are pe tatăl. Ori cine mărturisește pe fiul, are și pe tatăl. Ce ați auzit de la început, aceea să rămână în voi. Dacă rămâne în voi ce ați auzit de la început, și voi veți rămânea în fiul și în Tatăl. Și făgăduința pe care ne-a făcut o El este aceasta: viața veșnică. V-am scris aceste lucruri în vederea celor ce caută să vă rătăcească. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ci, după cum ungerea lui vă învață despre toate lucrurile și este adevărată și nu este o minciună, rămâneți în el, după cum v-a învățat ea. Și acum, copilașilor, rămâneți în el, pentru ca atunci când se va arăta el, să avem îndrăzneală și la venirea lui să nu rămânem de rușine și depărtați de el dacă știți că El este neprihănit, să știți că oricine trăiește în neprihănire este născut din El.